seamă la 9:30. Am greu? Da, a fost o mică întârziere din Istanbul la Antalya cu avionul, dar a fost ok, am dormit, ne-am odihnit, deci nu a fost nicio problemă. Da, știu limba spaniolă, știu limba bască, nu prea o cuceresc. Mai multe nu vreau să vorbesc despre atletic. Bine, dar am înțeles până vară pe rămâne la viitor, nu? Ce puțin până în vară? Eu nu știu de unde ai scos asta, chiar nu știu. Sunt în discuții cu ei, dar nu s-a făcut nimic, nu e nimic semnat, nu e, deci sunt doar discuții, dar încă n-am ajuns la un acord. Eu mi-l doresc foarte mult. Îmi doresc să plec într-un campionat mai puternic. Cred că pentru viitorul am făcut lucruri frumoase aici. Am demonstrat că pot să merg undeva unde într-un campionat mai puternic. Nu, asta e ideea. Ce nu e la aia? Nu te-am înțeles. Dintre cei doi mei, care vrea să te care? Împotriva căruia e? Vrea să te da, n-am o preferință anume, nu. Care mi se pare mai periculos? Nu știu, amândoi, nu știu, n-am unul așa să zic, amândoi. Cristi, în momentul în care s-a pus problema transferului de la Bilbao, toată lumea a fost surprinsă. Și toată lumea se întreabă care era legătura ta exact cu Tarabașilor de aici, nu să fie bine pentru un club ca Bilbao. Da, multă lume spune că eu nu pot să joc pentru Atletic, chiar am citit anumite comentarii. Atletic nu trebuie doar să fi născut acolo, eu am mai spus lucrul acesta într-un interviu săptămâna trecută. Sunt mai multe chestii, eu am jucat pentru selecționata lor, m-am antrenat pe terenurile lor când eram copil mic, deci mă leagă anumite chestii care pentru ei sunt ok ca eu să joc acolo. Tocmai asta e, dacă este interes, înseamnă că pot să joc acolo. Au venit ei după mine, nu m-am oferit eu, deci înseamnă că pot. Asta e toată... Pentru că în urmă cu câteva luni, un român la Bilbao, știi, era așa ca... Da, dar cum am spus, eu pot să joc pentru ei și asta este important pentru mine și sper să, dacă e să facă transferul, că încă nu știu nimic, sper să fac o treabă bună acolo. Care a fost motivul pentru care te-ai întors? Motivul, am avut o accidentare la Mallorca, am stat 5 luni pe tușă. După am jucat acolo la o echipă din Liga 3-a și nu era nivelul foarte bun și am decis împreună cu părinții să mă întorc în România ca să încep din nou oarecum și, bun, să ajung în prima ligă, asta era interesul, nu? Nu, m-am întors la Târgu Mureș în Liga 2-a. Și după, pe urmă, a fost la Craiova, am promovat și Brașov, după aia a venit Viitorul, care a făcut lucruri foarte frumoase aici. Meritul? Merit. Cât de mare este meritul de care ai înțeles la tine? Nu știu, e prima munca mea ce am făcut în ultimii 3 ani, totul a început de când am venit la Viitorul, nu? Pentru că aici pur și simplu mi-a schimbat postul de joc, aici am învățat foarte multe lucruri datorită domnului Hagi, până la urmă, că fără el nu ajungeam în situația în care sunt acum. Nu știu, în ultimii 3 ani am demonstrat că pot să joc la un nivel bun, am ajuns la echipa națională și asta mi-a dat putere ca eu să fiu din ce în ce mai bun. Hai cum e de la FCB la FCB. Îmi dă seama, e o schimbare în bine. Mă bucur că am ajuns aici și sper să dau un răspuns pe măsură. De ce au renunțat și de la Bilbao? Nu
știu, asta să întrebați pe dâns și nu pe mine. Nu era criză de atacanți pe acolo, pe știu, cum v-am spus, asta să întrebați pe ei. Le mulțumesc că am petrecut o perioadă foarte bună de 5 ani acolo. Și atât. Crezi că va fi o criză mai mare? Din contră, în fotbal există presiune tot timpul. Fotbalul e presiune non-stop. Trebuie să joci de plăcere. Cum ai dat Da, chiar domnul Hagi m-a contactat. Vă dați seama, e campionul României, sunt foarte bucuros că am ajuns aici și sperăm să facem treabă foarte bună împreună. Vreau să te întreb dacă te-ai scăduit cu Andrei Mâni sau cu Antone despre experiența din Spania, dacă ai avut o discuție cu ei. Chiar am vorbit cu Florin, cu Andone, mi-a dat mesaj de două zile, ce se întâmplă cu transferul, cu astea. Și ar dori foarte mult să ajung acolo, na, un român în plus, să spun așa, și dar răspunsul meu a fost că nu știu nimic, sunt în așteptare, adică aștept să văd ce se întâmplă zilele astea. Sper să fie pozitiv și să ajung acolo, dar deocamdată nu pot să spun mai multe. Cu ce de la Bilbao ai vorbit, adică îți convin condițiile lor, mai trebuie să înțelegi tu cu clubul sau trebuie să înțeleagă clubul? Păi, în primul rând, trebuie să înțeleagă cluburile și pe urmă eu. Eu am vorbit mai de mult cu cineva de acolo, din conducere, dar nimic mai mult. A zis că există interes pentru tine și cam asta a fost toată discuția. Să muncesc în continuare și dacă o să fac treabă la viitorul, cu siguranță va fi și oferta la club. Dar deocamdată... Băieții așteptați să vă ajute și Ianis, să intrați în treu. Da, Iani s-a antrenat cu noi acum câteva zile, a demonstrat că a crescut, nu? Se vede, l-am văzut la antrenamente și a crescut foarte mult. E mai matur, mai matur în joc. Dacă e să vină Iani, cu siguranță ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivul. Este un jucător foarte bun și îl așteptăm. Dar asta nu depinde de noi și de situația lui care noi personal nu o cunoaștem. Pentru amândoi, pe ce vedeți? Care voi favorit de la titlul acestui an? Victorul Constanța. Nu știu, vedeți și anul trecut, că Steaua, că CFR-ul, că Craiova și până la urmă am fost noi. Mai sunt 4 plus 10, mai sunt 14 jocuri, adică se poate întâmpla orice. Dacă noi intrăm în locurile 1-6, suntem la 4 puncte de primul loc. Vedem! Dar obiectivul nostru este 1-6 și ne așteaptă 4 meciuri foarte grele, care trebuie să câștigăm, nu? Să scoatem minim 9 puncte, 10 puncte ca să avem 6. Aproape mai mult de jumătate din experimentarea din lumea în care a fost în deja. Cât te confortează din calurile astea mai greșit și de scurt? Adică și din cele mai prezentate nu avem voie să ieși. Sunt... Știți cum e, antrenament e antrenament, meciul e meci. E total diferit. Sunt amicale care sunt gândite, sunt făcute de conducere, de antrenori, care ne ajută foarte mult ca noi să avem ritmul de campionat, nu? Sunt făcute cu un scop. Uite, cu Galata e aproape, e mijlocul, sau mai degrabă la finalul pregătirilor care e și cupă, voi avea la zice. Da, mâine avem un meci cu ei, un meci interesant, un meci foarte bun de pregătire. Sper să nu dezamăgim și să facem un joc foarte bun. Credeți că domnul Hagi poate să lase viitorul la vară pentru altă echipă? Nu știu, nu mă întrebați că nu știu. Mihai, ce ți-ai propus și credeți că se va face mereu comparație între tine și Ciucurdean? Să suplinesc până la... Important este să ne calificăm în play-off, să ne plasăm pe un loc de play-off la finalul campionatului. Asta e cel mai important pentru noi, obiectivul meu personal și al echipei. Mihai, ce ți-a spus Cicălaciu? Care încredere în mine și trebuie să demonstrez asta pe teren și scoate rezultate foarte bune împreună. Cât de bine te știi cu ceva în play-off? Da, cu Bogdan am mai jucat în trecut la voluntari. Știu, cu
cu Chițu, sunt mai mulți. Avem o relație foarte bună, am integrat foarte bine. E o acomodare de creare de la nu? Nu, e o acomodare foarte ok, nu. Cum ar să debutezi pentru viitorul? Ia dacă nici am dat cu toate pe la data asta. Nu-ți seama, e ceva foarte, foarte frumos și sperăm să facem o treabă foarte bună împreună, să ne pregătim foarte bine pentru ce urmează.